Conferința de presă din data de 1 septembrie a marcat deschiderea oficială a stagiunii teatrale 2021-2022. La conferință, alături de manager, actorul Tavi Costin, a participat Daniela Nane. De aproximativ o lună, cunoscută actriță se află la sediul teatrului pentru a monta o nouă piesă cu care se va deschide stagiunea. Who's Who, sau Minciuna nu are picioare atât de lungi, este o comedie celebră care s-a jucat pe Broadway 30 de ani la rând și care în România a avut premiera la Teatrul Bulandra în 1995 în regia lui Florian Pitiș. Din distribuție au făcut parte actorii Mihai Constantin, Ștefan Bănică Junior, Manuela Ciucur și Daniela Nane. Piesa s-a jucat timp de 10 stagiuni cu casa închisă. Prima conferință de presă care anunță deschiderea stagiunii teatrale 2021-2022 a Teatrului Anton Pan. În mijlocul nostru este cunoscută și celebra actriță Daniela Nane, care a regizat un spectacol cu care Teatrul Anton Pan va deschide stagiunea. E vorba de un spectacol care se numește Who's Who sau Minciuna are picioare lungi. E un spectacol despre care Daniela o să vă spună mult mai multe pentru că ea l-a regizat. Din spectatorii noștri, un număr foarte mare e făcut din public tânăr, dar cred că e o comedie care merge pentru toate vârstele. Adică am găsit o trupă de actori foarte, foarte buni. Sunt actori de calibru, de multe ori se zice că nu mai sunt monștri sacri, nu mai sunt actori. Ba da, sunt. Sunt și vin din urmă actori foarte buni și o să vedeți în spectacol cât sunt de talentați și de profesioniști. De ce am spus că acești actori sunt minunați? Pentru că nu doar că textul este foarte mult și foarte dificil, dar sunt foarte multe treceri de multe ori de la o replică la alta, de stare, de intenție, de gând și o să vedeți cât de bine reușesc acești actori să transmită și să creeze emoția necesară pentru a stârni râsul și bucuria în spectator. În accepțiunea regizorului piesei, toți cei patru actori joacă în roluri principale: Reco Sas, Denis Moise, Costas Mincu și Andrei Cătălin, nominalizat la premiile Uniter. Sunt patru roluri principale, iar ei își dau măsura valorii lor cu fiecare replică. Cea mai mare provocare, aș zice, a fost să descifrăm cumva cum funcționează mecanismele astea comice și Daniela ne-a ajutat foarte mult. Colaborarea cu Daniela, care a fost chiar o bucurie, a venit din două puncte de vedere. În primul rând, din punct de vedere profesional. Pentru un actor este minunat ca regizorul să știe să-ți răspundă la orice întrebare, orice nelămurire, orice nu înțelegi. Daniela a știut perfect să ne lămurească. Și o înțelegere extraordinară. Se vede experiența ei de actriță, că știe să se pună în pielea unui actor și ne înțelege, nu ne-a forțat niciodată. E important pentru oamenii din Vâlcea să existe momentul ăla care să poată merge la teatru să vadă o comedie și efectiv să se destindă. Cred că e foarte important pentru comunitatea din Vâlcea să aibă acces la genul ăsta de spectacole. Și cred că de cealaltă parte e important și pentru noi, pentru actori, pentru că genul ăsta de proiect îți dă multă libertate în a te juca, adică te închistează mai puțin decât un spectacol sau un text clasic. Textul ne vine mănușă, este absolut minunat. După conferință, actrița Daniela Nane a avut amabilitatea să ne ofere un scurt interviu. Celebra actriță Daniela Nane a ales să treacă dincolo de scenă, să fie regizor. De ce v-ați gândit să faceți acest lucru? Am făcut acest lucru de mult timp, de mulți ani, dar e prima oară când semnez un spectacol pe o scenă profesionistă. Am mai lucrat cu adolescenți, am făcut spectacole de adolescenți, spectacole de copii, dar cu un teatru profesionist e prima mea colaborare și sunt foarte încântată de invitația domnului director Tavi Costin. E mult mai ușor de lucrat cu actori profesioniști decât cu adolescenți și copii, pentru că ei înțeleg imediat conceptele, au pregătirea necesară pentru a livra la cel mai înalt nivel ceea ce le este cerut. Sunt foarte încântată de această colaborare. Am găsit un colectiv de actori minunat. Colaborarea cu scenograful Gelu Râșca este foarte bună. Scenografia ne-a ajutat spectacolul.
Vă invit cu mare drag la această premieră, pentru că aveți și de ce. Veți vedea patru actori în patru roluri principale: Rico Sas, Denis Moise, Costas Mincu și Andrei Cătălin. Va fi o încântare pentru publicul de toate vârstele, deci nu există restricție de vârstă pentru acest spectacol, nu e nimic vulgar, nu e nimic, este doar bucurie și intenția de a aduce în sufletele oamenilor puțină înseninare în vremurile în care trăim. Și cred că cea mai mare bucurie și cel mai mare bine pe care vi l-ați putea face este să veniți să vedeți acest spectacol. Care este provocarea mai mare, a fi actor sau regizor? Sunt două lucruri diferite. Evident că mă ajută foarte mult experiența mea de actriță și faptul că am făcut atâtea roluri și comedie și dramă pe scena Teatrului Bulandra, lucrând cu regizori mari. Și atunci am furat în atâția 25 de ani de carieră, am învățat foarte multe lucruri, lucrând cu mari actori, colegi, domnul Rebengiuc, Dana Dogaru, Rodica Tapalagă, Florian Pitiș, Tamara Buciuceanu, Șerban Pavlu. Actori importanți cu care joc de ani de zile și am jucat stagiuni întregi, dar și regizori importanți cu care am lucrat: Andrei Șerban, Alexandru Darie, Gelu Colceag, Tudor Mărăscu, Florian Pitiș, mulți, mulți, mulți. Și atunci, nu știu, e un bagaj de experiență care mă ajută să fac aceste lucruri. Poate că e și un talent, e adevărat că cred că e și un talent, dar e și multă experiență. Deci nu mi-a fost deloc dificil să construiesc acest spectacol și datorită faptului că actorii sunt foarte buni. Pentru a reda cât mai bine atmosfera anilor 60, regizorul Daniela Nane a apelat la designerul Irina Schröter. Avanpremiera piesei va avea loc joi 8 septembrie, iar premiera vineri 9 septembrie, cu începere de la ora 19.